O să vă simțiți minunat la da, noi. Da, da. Da, e foarte drăguț aici. Meniul. Mersi. Iți? Mulțumesc. Băutura e din partea casei. Mulțumesc, da. Mulțumesc. Mă întorc, da? Vă lasă. Miroase ceva. Da, da, bețișoare parfumate. Ah, mă ustur ochii. E, lasă că o să te obișnuiești, iubire. E îngrozitor de foame. N-ai mâncat la micul dejun? Nu pot să mănânc târâțele alea, nu se dau nici la găini. Ce vorbești? Dau gust de cereale cu lapte. Nu, ăla e rumeguș. Și zeama aia sordidă nu-i lapte. Nu e lapte, e lapte de mazăre. Eu n-am văzut pe nimeni să mulgă păstăi. Asta pentru că ești obtuz. Nu sunt obtuz, sunt concav, de foame și îmi vine să plâng. Nu, deci pur și simplu ești infantil. Nu, jur. Plâng de la bețișoarele astea. Bă, să nu ți-am făcut ieri friptură? Friptură de conopidă? Da. Mirosea țigări de alea alternative, nici măcar nu m-a lăsat sărat parmezan peste ea, măcar ar fi mirosit la picioare nespălate, știam o treabă. Iubirea, ai colesterolul 500. Da. Parmezanul e exclus, înțelegi? Puteai măcar să mănânci sparanghelul ăla, că e plin de fosfor. Eu vreau să mă hrănesc, nu să luminez. Ia uite, ia-ți copan. Copan? Mhm. Vegan? Da. Are fix aceeași textură cu celălalt. Doamne, aș mai păcăli și data trecută cu hot dog-ul ăla vegetal. Avea fix textură de garnitură de chiuvetă. Bine, mai ia-ți un burger. Burger, vegan. Păi bune, de ce dracu fac chestia? De ce fac asta? Pă cine păcălesc? Adică ce, eu o să iau o gură din burgerul ăsta și o să cred că e vacă? Nu o să-mi dau seama că e o grămăjoară de noroi vegetal? Asta nu e mâncare, asta e compost. Deci dacă încep iar cu crizele tale, ca la schi, să știi că eu mă ridic și plec. Am plătit 1500 de euro în plus pentru că tu ai vrut cu mic dejun și cină de care nu te-ai atins. Mă obligai dimineața să mănânc laptele alea de soia și cerenele alea pe care le-am cumpărat, alea cu gust de pal măcinată, care le-am cumpărat de la magazinul de hipioți. Și în timp ce asta mirosea bacon și a omletă. Pe asta pentru că nu știam că e opțiune vegetariană la breakfast. Era opțiune vegetariană la breakfast, ai zis că nu vrei că are gluten. Păi da, pentru că glutenul irită articulațiile, ți-am mai zis de 100 de ori. Pe bune. Și în plus, restaurantul era foarte drăguț. Da, dar era la 50 de kilometri de pârtie și eu trebuia să sacrific o jumătate de zi de schi pentru că ție la unul ți era foame. Da, mi-era foame. Da. Ce-mi reproșesc că mi-era foame? Nu. Mie nici măcar nu-mi place schiul, mă, da. Eu am venit aici pentru tine ca să fac schi, ai înțeles? Normal, da. Dar ți era foame pentru că mănânci numai frunze. Nu puteai să iei o salată de pe pârtie, că o salată găseai acolo. Toate aveau ceapă și oțet. Și ce oțet? Nu-i vegan? Nu-mi place oțetul. Am dreptul să nu-mi placă un fel de mâncare, nu? Și în plus ceapa am darsuri. Ok. Da. Dar și pe mine mă ardea buzunarul la restaurantul la bio. 10 euro un pahar cu apă? Aia nu e apă. Aia e apă alcalină. Mm-hmm. Da. E pentru detoxifiere. 20 de ani ai băgat o travă în tine. Habar n-ai. Habar n-ai cât îmi doresc eu acum o travă ca să scap. Doamne, sunt sătulă de crizele tale, vorbesc serios. Ești norocos? Eu nu mai sunt sătul de o lună de când m-ai trecut pe furaje. Omule, tu nu înțelegi că așa e sănătos? Să te ridici de la masă cu o ușoară senzație de foame. Dar nu e ușoară! Mi-e mai foame când mă ridic de la masă! Tu înțelegi că mi-e foame tot timpul, noaptea, visez că mănânc. Am senzația că o să mușc într-o seară din tine. Azi noapte am visat că mâncam piftie. N-ai nicio urmă pe sâni? Nu. Nu, dar știu ce fac. O să schimb uleiurile alea esențiale, nu? Clar, îți pun de tămâie și de lavandă ca să te mai liniștești un sunt pic. Foarte liniștit. Da, văd. Nu mai am putere nici să mă spăl pe dinți, să-mi scot iarba dintre măsele. Ce vorbești, mă? Doar ai periuță electrică. Da, e electrică, dar e foarte grea. Nu mai am putere să o ridic. De ce spui așa, iubirea mea? Tu nu vezi ce bine arăți? Da? Uite și tu ești mai roșu în obraj, ești mai rumen, mai sănătos, mai... Poate am noroc și fac un atac cerebral, Doamne ajută!
Deci fii atent, până la urmă, nu te forțează nimeni să fii vegan ca mine. Deci poți să te înfunzi cu toate cotletele alea de porc și să bagi în tine piftie și slănină până ți se sugrumă venele, înțelegi? Am nevoie de proteină, un bărbat are nevoie de proteină. Foarte bine, foarte bine, mănâncă ciorbă de linte, că e plină de proteină. Sau ciuperci, bagă niște ciuperci. Păi dacă ciuperci vedem, avea destulă proteină, n-ar mânca lupul ciuperci? Noi nu suntem lupi, iubirea mea. Nu. Nu, și specia noastră, să știi că n-a fost creată să fie carnivoră. Gorila e vegetariană. Asta ce pentru că e tâmpită și n-au învățat să măcelărească o vacă, că dacă apucau, s-au zis cu specia noastră, ca în planeta maimuțelor. Eu nu mai suport să mă cer cu tine, vorbesc serios. Deci gata, nu mai vreau să mă cer. Dă măcar cafeaua de dimineață, lasă-mi, eu promit că nu pun zahăr. Nu. Nu, pentru că uite, cafeaua te agită, vezi? Nu, o să bei ceai din ăla ayurvedic verde, pentru că ăla te liniștește și ești detoxifiat. Ceaiul ăla ayuristic are gust de fiertură de crâpe de spital. V-ați hotărât? Sărmăluțele astea, cum sunt? Sunt cu orez și tofu, o reinterpretare. Ah. Perfect, eu vreau o porție. Aduceți și mie un ceai verde, nu mi-e foame. Wow! Moment istoric!